Salutare, salutare! Bine v-am găsit de aici la un nou episod fast, repede, 3-2-1, pac, 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 știi cum zic? Un nou episod, un nou match aici. Avem match-ul împotriva celor de la Bochum, care în momentul actual se află cu 5, 45 de puncte, știi cum zic? Eu zic, hai că jucăm acest match, pare destul de periculos. Dar totodată, uite, a fost accentat acolo, haideți că îl voi schimba, îl voi pune, cred eu că pe... Hai să jucăm cu Marin titular, care, uite, ca și evolua puțin, a făcut deja 70 overall, știți bine că l-am transferat acum un mult timp, a fost 69 și deja automat a evoluat, pur și simplu că a venit la noi la echipă deja a evoluat. Păi cum? Păi ești tu, card. Da, și totodată aș aprecia foarte mult dacă ați da click chiar acum pe acel buton de like. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru susținerea voastră și desigur că vă uitați aceste episoade și nu uitați, dați mai departe prietenilor pe Facebook, pe Twitter și așa mai departe channel-ul, nu neapărat video-ul, și ziceți, bă, dă-i tu acolo un subscribe, știi cum zic, să ajungă și omul ăsta odată la 100.000 de abonați. Doamne, ăla da, achievement, când voi vedea și odată cu 100.000 de abonați. Am un păcat că e nebunea asta de coronavirus. De-abia aștept, știți, să-mi vină acea placă. Cred că o pun direct la intrarea în casă, să-mi bag piciorul de rău acolo la intrarea în casă. Știi cum unii oameni au iconițe și nu știu ce, poze de familie sau mai știu eu cum. Băi, o să am placa mea de la YouTube. O să fie un moment de ăla fucking finally, știi cum zic. Na bun, hai, concentrarea apoi pe meci. Și uite-l aici pe Ștefan Radu, capitanul nostru desăvârșit. Il capitan, il capitane. Ia foarte bine aici, Mangala. Mă așteptam la Donis un pic să se demarce un pic mai bine. Dar ia uite ce frumos, Di Davi, gol! Ce frumos preluare și după aceea execuție de către Di Davi, vice capitanul nostru, știi cum zic? Di Davi, fantastic jucătorul, păcat de stamina. În rest, este un jucător excepțional care, ia uite cât de mult ne ajută în Liga a doua. Nu știu ce să zic de Liga a întâi. Clar o să-mi trească să caut cea mult mai bun care să reziste mai mult pe teren. Desigur, totul depinde de bugetul care îl vom avea. Dar Di Davi ușor, fie o să fie rezervă, fie o să-l vând, depinde dacă vine ofertă foarte mare, știți bine, orice jucător e de vânzare și Radu, deci dacă vine ofertă șmecheră pe el, l-am vândut. Asta mi-a și plăcut într-un fel în care mă duc cu Milan, e că am fost mult mai, să zic așa, deschis, ca și lumea fotbalului, chiar dacă ai jucători buni, dacă vine ofertă de nerefuzat, bă, l-am dat. Și vorbind de l-am dat, ia uitați aici, ce gol! Nu-mi zic că... Da, măi, Marin! E Antonio Marin, pe cel care l-am luat! Să continuăm așa rimele, care nu sunt prea legate. Fantastic, ce bine rezist acolo! Marin a fost, practic, umăr la umăr cu doi jucători, doi apărători de la Brown. Și uite că a rezistat, deci zici că are mai mult fizică. Fantastic și ce gol așa! Păi, nene, măi, eu v-am zis că ăsta e un transfer bun? V-am zis. Direct gol. Țac, pac! Băi, acolo, ușor, cred că îți vei pierde poziția de titular, știi cum zic, dacă e băiatul ăsta așa on fire, plus că îl mai și evolăm, oi, șmecherie pe nebunie. Hai să vedem aici, pac, Mafeo, care și el a intrat de curând înapoi la training să mai fac o dată stats-urile alea de apărător. Din nou aici Marin, uite ce frumos, sprintează el, ne se uită, pac, pac, la cine să-i paseze, nu-i rău, Di Davi, și... Opa, ia uite că a apărat-o Riemann, bă, pe ăsta l-am luat și eu odată la CFR Cluj, mă, într-un Football Manager, ce tare, Riemann, bă, acum am cuplat-o, ce tare, dar parcă e bătrân el, 31 de ani parcă are. Da, nu contează asta, la portare. Ia să de mai aici, atacul lor. Hai, Bataglia. Țacă, pacă. Prea repede l-am loadat. Repede ne atacă cei de la Bochum. Bochum. Sună mai mult, zici că, când zici Bochum, nu te gândi că e ceva în germană, că e o echipă din Germania. Ai zice că e ceva așa în corean, în japonez, nu chiar, așa, ciudat.
hai, Mafeo. Foarte bine, foarte bine, foarte bine. Stopul a fost catastrofă, hai mă. Oh, s-o obișnuie și din ultimii timp când am eu jucătorii aia mei, știi, care au una, două, țac, pac, altfel joci cu jucători de ovulor mai mare, îți dai seama. Oh, ce pasă faină, dar iese Riemann și o prinde în mâini. Ho-ho! Stai, offside? Ai, nu. Ai, nu, de ce? Eu este offside. Hai, ce ghinion am vrut să zic, uite ce gol haios. Da, a fost Gonzales în offside, într-adevăr, încă offside mare. Bă, ciobane, ce faci atâta în offside? Putea fi 3-0, mă. Of, asta este. Din păcate, Gonzales, na, nu s-a uitat unde stă. Ce să-i faci? A, e, dacă era poliția, l-a amendat. Dar nu m-am uitat la speedometru cu câte viteze mă duc. Păi, bă, boule. Știi cum zic? Bă, uite unde stai, unde ești. Cum zic? Asta este, ne baie încă. Conducem cu 2-0. Opa, am făcut aici o mică gafă în apărare. Dar... Ouch. Într-adevăr, nu neapărat gafa mea de apărare a durut, ci... ceea ce a realizat nebunul ăla, acolo stai să-mi pic două secunde că îl pun pe Chong pe teren. Uite așa. Aici de fapt nu prea cred că am prea avut ce să fac. Practic n-am ajutat un portar prima oară apăratul, după care ce nebunie a făcut băiatul ăsta. Primul gol, frate, primul gol în ligă. Ulrich Bapoch. Ok. Bapoch. Primului gol din acest sezon. Wow, e bine, primului gol. Da, rușinii. Și ușor, cred eu că ne apropiem de finalul meciului, da, minutul 88. Într-adevăr, tot 2-1 este scorul, știți bine, echipa mea prin a doua repriză e cam gata de ea. Chiar dacă am pus rezervele pe teren, e mai greu în repriza a doua, dar ia uite, BOOM! Dar cred că e offside. Da! Al doilea gol din offside. Of, ce-i cu noi astăzi, fraților? Numai offside-uri visăm. Așa ceva, dar ăsta a făcut carul ăsta, ăsta am văzut. Am zis să-mi cer norocul. Da, aia e, 2 minute suplimentare. Da, ce repede au și trecut. Forță, super. Victorie oricum, aia contează, victorie, 3 puncte. Și ușor ne consolidăm aici pe primul loc, ceea ce este super că ne dă o promovare automată. Totodată scuros pe cine am prins în semifinale cupe, că am reușit să avansez în cupă până în semifinale, dar cred că de acum încolo o să fie greu, că cupa aceasta este sigur împreună cu Liga 1, deci mai mult ca sigur vom prinde și echipe din prima ligă. Până acum am avut noroc și am dat de echipe mai slabe, dar să vedem ce va fi. Bun. Ok, așa, Tonio Marin, facem aici așa, training, foarte bine, Mafeo, cred că atât a fost cu tine, măcar ai mai făcut odată la stats-uri, ceea ce este super. Așa, avem aici cu Regensburg. Ok, hai că simulăm meciul ăsta, cred că îi batem de numai. Dumnezeule, 5-0, mă, dublă Radu! A dat două goluri Radu, frate. Na, ce echipe asta, frate, dacă îți dă Radu, apărător, două boabe. E clar, nu? Bun, hai să dăm aici cu furt. I-am furat. Ok. Bun, din nou training. Automat mi l-au scos pe Mafeo, cred că s-a accidentat săracul. Hai că îl pun și pe tipul ăsta, că am înțeles că așa se evoluează foarte bine și tot am uitat să-l pun pe training, îl pune și pe el. Și cred eu că ușor, Nubel, e cam timpul să zici cius papa la training, că acolo mai degrabă pune al jucător. Arma 3 zile a fost accidentat, e ok atunci. E foarte ok. Bun, hopa, meci aici cu cei de la Bielefeld. Știu că... Nu, wow. Vreau să dau atent, așa.
Știu că data trecută parcă am pierdut sau am făcut egal, nu? Eu cred că am pierdut data trecută cu Bielefeld. Sper că de data asta să reușesc să îi bat. Măcar ce zic eu? Trebuie să-i bat. Trebuie 100%. Hai, să vedem Bielefeld dacă reușesc să-i bat pe ăștia. 100% ne facem un avans foarte, foarte bun și, într-adevăr, cred că aceste trei echipe ar merita să treacă mai departe. Deci noi, de logic, ar fi fost culmea să zic că eu nu merit să promovez în prima ligă. Bielefeld, ăștia care practic au jucat ireal de bine, tot sezonul au jucat foarte, foarte bine. Și totodată Hamburg, care încă mă minună că e aici în Liga a doua cu noi. Deci, clar. Bun, hai să vedem. Jucăm noi în alb, voi jucați în albastru. Acolo așa mă feu un pic, am obosit. Haideți că-l scot pe acolo, joc iarăși pe Marin, că mi-a plăcut foarte mult. M-a avut calitate. Așa, hai să îi dăm bătaie. Sper eu să câștig. Dacă câștig aici, clar, 3 puncte împotriva locului 2, deja altă viață. Altfel stăm în campionat. Bun. Hai să ne mai aici frumos, jucătorii cum își fac ei încălzirea, țac, pac, și ăsta așa se plimbă, știi? Nu-i stres. E liniște înaintea furtunii. Pum, pum. Da, uite ce frumos, așa, cu pac, uite ce mișto. Foarte fain, hai să-i dăm bătaie. Și la propriu și la figurat. Didavi așa frumos începe meci cu un joc de pase. Bataglia, uite cum mere Bataglia. Oh, Bataglia. Ești nebun, Bataglia. Ce perfect. Oh, Gonzalez cu capul. Perfect. S-a dat-o Bataglia, dar tu ți-ai bătut joc. De fapt, nu el, ci pur și simplu jocul, că au distrus faza asta de goluri cu capul și centrări. Jocul ăsta e dubios. Să mai țin minte când, oare în FIFA 18 sau 19, dar cred că 18 a fost, că cele mai multe goluri le dădeai cu capul. De mai toată lumea, cel puțin și eu, îl aveam pe Aubameyang, știi cum e, înalt, rapid, și una, două, dădeai centră, țac, pac, țac, pac, țac, pac, țac, pac, numai centră și gat, te-ai scos. Bun, hai să vedem aici, din păcate, n-am reușit să deschidem scorul repede, chiar dacă am avut o mică ocazie acolo șa, Nioni. Totuși, fraților, ce transfer bun a putut fi Kurzawa. Știți bine că așa a fost ales jucătorul lunii, ceea ce, ia uite, nu mă zice că foarte greu este ales un jucător al lunii, unul dintre apărători. Știți bine, rar se întâmplă, ce puțin, eu rar am văzut să se întâmple ca un jucător de ăsta în apărare să fie jucătorul lunii. Am, hai, cu un RBLB, știi, că mai vezi că mai merg în atac, mai dau un pas, asisturi, goluri, știi, pe lângă că fac defensiva de calitate, dar așa ca și, ce drept și Kurzawa e LB, dar și așa e greu, e rar să vezi un apărător ca și jucătorul lunii. Bun, hai să vedem aici Donis, oare reușește să scape și să dea un gol? Da, pe dracu, fail, nu l-am mai ținut plămânii. Începem cea de-a doua repriză, 0-0, un meci destul de anos, un meci destul de plictisitor. L-am pus direct din start pe Chong, am văzut că mai ales acolo o grămadă de jucători care sunt foarte obosiți, cum este desigur și Mafeo, acel RB. Să sperăm că va fi vreun miracol, o gafă din apărătorii ăștia adversi și că vom reuși să dăm așa un gol de la noroc, la milioagă, cum vreți voi să-i ziceți, și să câștigăm, că un egal, niciun egal nu e neapărat rău, dar știi cum e, o victorie, o victorie. Păi cum, nu? Asta zici, că o vorbă de lui Hagi, știi? O victorie, o victorie. Asta zici, că o vorbă de lui Hagi, să-mi bag piciorul. Ok. Ia uite, Chong, aule, Chong, ce faci? Ce-s cu pasele alea, bro? N-ai cum să faci așa ceva. N-ai voie să faci așa ceva. Ia uite, cartel. Cine stă? Pac, a păcat acolo. Close. Parcă ăsta e unul din golgheterii lor. Grijă, să nu o dea hăpt ăla. Nu! Da. Am auzit, ziceam, ăsta cred că e unul din golgheterii lor. Și ce surpriză de gol! Da. Bielefeld, tai morților.
Hai că-l schimb pe Mafeo, că e groaznic de obosit săracul de el. Și nici nu știu să-l pun pe acolo, mai degrabă așa. Nu, stai că l-aș putea pune pe Gonzales mai degrabă, că amâncă, așa măcar să am winger refresh. A, așa le face. Da, din păcate ne-a executat Klos pasa aia foarte bună și face aia, știi cum zic, clasic, cum a zice eu, goluri, top goluri ce le primești în ultimul timp. E fix așa, îți pasează unul fix în fața portarului, după aceea ăla dacă are finishing, pac, o pleznește în poartă și e gol. Așa ne s-a întâmplat și nouă acum. Hai să vedem, oare reușim să dăm un gol. Acum trebuie să dau un gol să-i egalez, știi? Unde am ajuns? Ce doream, ce speram, ce sper acum. Bag piciorul. Wow, uite cât e... Pai de capul meu, cât e timpul, bro. Aproape că se termină. Aproape că se termină meciul. Tic și nu m-am observ. Și Donis! Donis, da, mă! 1-1! Nebunul de Donis cumva reușește și bagă mingea în poartă. Acum când m-am trezit și eu parcă la realitate și am văzut cât e timpul, mai că se termină meciul. Ia uite că aici nesperat de nicăieri apare Donis și ce gol, ce gol. Băi, ce jucător, ce jucător. 22 de goluri, mă. E ireal acest jucător. Bravo, Donis. El ne salvează, el este eroul nostru, Donis. Ce să-i mai zici, mă, e zeul zeilor, zeul grec, Donis. Pac, pac. Ok, stai. A, flair final, perfect. Flair final, 1-1, bă, na, ce să zic, am o zic bine că e egal și decât să ne bată, egal. Ah, venit la acest meci sperând să câștig, după care am ajuns să mă rog să egalez și uite că am reușit să egalez. Fai de camă, dacă ne băteau ăștia, având în vedere desigur că e pe locul 2, ar fi fost foarte rău pentru noi, am fi scălcat foarte, foarte strâng. Într-adevăr, vedeți din nou, îl laudă ăștia pe Radu, foarte bine joacă, foarte, foarte bine joacă. Într-adevăr, a fost un transfer perfect așa pentru să... pentru un sezon, știi, pac, și acea diferență ne ajută, face toată diferența pe teren, pac, pac, ne apără, e și capitanul nostru, ce să mai, o să fie beton. Bun, cred că o să-l abandonez pe Noble, nu prea mai dorește pe training să evolueze, a evoluat totuși 5 puncte în overall, 86% a crescut acolo cota pe transferuri, deja e 14 milioane. Dar bine, asta vom vedea mai pe îndelete, desigur, în episodul de statistici și evoluări care va fi la final de sezon. Bun, cam aici se termină acest episod. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat. Numai bine, pa, pa!